În plină grevă de avertisment, sindicaliștii din educație au fost chemați de urgență la guvern pentru negocieri. Premierul încă în funcție, Nicolae Ciucă, dar și viitorul premier, Marcel Ciolacu, alături de ministrul finanțelor, Adrian Căciu, încearcă în al 12-lea ceas să dezamorseze bomba din educație. Dascălii anunță grevă generală începând de luni, pe termen nelimitat. Cu detalii, chiar acum, colega mea, Ana Maria Păun. Bună ziua, Ana! Care sunt speranțele de la această discuție? Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Sperăm și ne așteptăm cu toții ca după această discuție, care începe la ora 13, așa cum spuneai și tu, practic la finalul grevei de avertisment de astăzi, să înceteze această acțiune de protest a profesorilor și aceștia să revină începând de mâine la cursuri normal, așa cum ne-au obișnuit, și ulterior, săptămâna viitoare, orele să decurgă în regim normal și să nu mai apară astfel nicio grevă generală, lucru pe care profesorii spun că îl vor face dacă revendicările lor nu le vor fi ascultate. Și pentru că tot am pomenit acest lucru, vreau să ne reamintim puțin cum am ajuns în această situație. E bine, profesorii au început încă din decembrie să protesteze de nenumărate ori în fața guvernului și să strige mai multe nemulțumiri pe care ei le au, printre care faptul că au salariile foarte mici. Spre exemplu, la noi în țară, un profesor debutant are un salariu net de 2400 de lei, iar în alte state din Europa, salariul unui astfel de profesor ajunge chiar și la 5000 de euro. De cealaltă parte, aceștia și-ar dori ca salariile să fie indexate cu rata inflației și să le fie plătite orele suplimentare. Puncte și teme pe care cu siguranță le vor discuta peste o oră, atât cu ministrul finanțelor Adrian Căciu, cu Marcel Ciolacu, dar și cu premierul Nicolae Ciucă, și la final ar trebui să vină și, de ce nu, să spună că au ajuns la o înțelegere, au găsit o soluție și că în cele din urmă vor renunța la această grevă. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Noi vom urmări cum vor decurge aceste discuții și vom reveni și cu concluziile. Până atunci însă vă propun să ascultăm ce au declarat în urmă cu puțin timp dascălii. În momentul de față nu avem niciun motiv care să conducă la stoparea acestei acțiuni de protest. Și apelez la înțelegerea părinților, ca luni, să țină copiii acasă, pentru că toți colegii noștri care au fost de acord cu declanșarea grevei generale nu vor presta nici un fel de activitate. În acest context, ministrul educației promite că va face tot ce-i stă în putere ca elevii să nu fie afectați de protestul dascălilor. Dar, spune Ligia Deca, majorarea salariilor depinde de Ministerul Muncii. În viitoarele grile de salarizare este prevăzută însă o creștere medie de 60%. Chestiunile legate de refacerea, revizuirea legii salarizării unice, legii salarizării publice, țin de Ministerul Muncii. Iar banii care trebuie alocați pentru a putea crește salariile profesorilor, trebuie să aibă o validare în mod firesc de la Ministerul Finanțelor. Interesul copiilor este să aibă un an școlar încheiat în condiții normale. Și vom face tot ceea ce ține de noi pentru acest lucru. Eu una mă voi lupta să nu ajungem în starea în care să fie afectat procesul educațional.